Partidul Social Democrat ar putea câștiga următoarele alegeri parlamentare la mare distanță față de următoarea formațiune politică din preferințele electoratului. De asemenea, Marcel Ciolacu, liderul PSD, este politicianul în care românii au cea mai mare încredere. Conform site-ului Cronica Română, un sondaj Sociopol realizat în luna februarie relevă că PSD este partidul care ar obține cele mai multe voturi la următoarele alegeri. Partidul Social Democrat se află pe primul loc în preferințele românilor, la un scor de 35% din intențiile de vot dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare. Pe locul 2 se află AUR cu 22%, care a depășit astfel PNL-ul 16%, dar și USR-ul 13%. Partidul Național Liberal a dezamăgit complet România în ultimii 2 ani. În timpul guvernării acestora, prețurile la alimentele de bază și la utilități au explodat, iar piața de energie s-a liberalizat. De asemenea, când Partidul Național Liberal a fost la putere, veniturile românilor au înghețat. Cetățenii consideră că singurul partid care s-a pliat de nevoile lor este Partidul Social Democrat. Programele PSD de guvernare răspund tuturor categoriilor de vârstă și îmbunătățesc nivelul de trai al tuturor românilor. În prezent, Marcel Ciolacu este cel mai credibil lider politic, iar PSD are mai multe procente decât PNL, USR și UDMR la un loc.